Marco Otilo nu că va fi adus cu greu, poate nu va fi adus niciodată, pentru că dacă îl aducem și are un pic de dialog, să spun așa, instituțional cu justiția din România, vom afla multe amănunte interesante vis-a-vis de retrocedările făcute în 25 de ani în Transilvania. Și acolo este într-adevăr un mare dezastru la adresa României.